hello, uite ce față de optimism am la 6 jumate dimineața. Băi, nu lătra, am strici vlogul. Plecăm în Grecia, prima ieșire din afara țării, cred că și singura pe anul ăsta, că având în vedere contextul actual, nu știu ce putem face. O să filmez de la vamă, să vedem ce se întâmplă. Hai, arrivederci, ne vedem mai târziu. Podul prieteniei. Edi, mă dă. Suntem prieteni aici pe podul prieteniei. Nu e soțul meu. Da, am stat 15 minute. Ne-au cerut doar buletinul. Totul ok până acum. Ne-au întrebat unde mergem și am zis în Grecia. Și m-a întrebat și de ce. Ca să nu merg la noi, la mare. Asta e Monaco de Bulgaria, vede de Cotârnou. Deci are exact tunele ca în Monaco, pe sub casino. Stai să vezi că acum pleacă. Da, deci noi suntem în, în Skoda. Ia uite, mamă, fix în fața noastră. Am avut grijă să frânez foarte lent. Am ajuns și la graniță. Indicatorul arată 200 de metri și Waze-ul ne arată că vom sta aproximativ o oră jumate aici. Băi, am trecut și de graniță. Am stat un minut pentru 4 persoane. Ne-a cerut adeverință de vaccin. Pur și simplu s-a uitat ok. Am zis să-i dau QR-ul ăla de la Passenger Locator Form. A zis e ok, nici pe ăla nu l-a cerut. Deci treceți fără nicio problemă. Partea însă că se stă la graniță. Am stat aproximativ o oră. Dar aia e. Veniți în Grecia. Dragilor, hai că am ajuns și în Tasos. Drumul a fost, hai să reglez microfonul ăsta. Echipa de producție e plecată undeva în spate. Au plecat fără mine, am rămas eu să mai filmez. Am făcut undeva la 12 ore pe drum. Ne-a rupt ploaia, așa cum ne-a obișnuit vara asta, ne-a rupt ploaia. Este lume, pare că ar fi mai multă lume decât anul trecut. Foarte nasoală vremea asta, nu doar aici, și în România a fost nasoală vremea, ne-a cam rupt ploaicica asta, ploaicica ne-a rupt. Și acum mergem
la Costas, la Tavernaki, să mâncăm. De-abia aștept, de anul trecut aștept să mănânc din nou aici la Tavernaki. Voi face și o mică excepție la regula mea de vegetarian. Am o masă pe săptămână de carne și mi-o voi alege cu fructe de mare de la Costas, la Tavernaki. În Limenas, în Tasos. Hai că ne-a venit și masa. Calamari proaspeți. Caracatiță proaspătă. Totul proaspăt. Susținem și economia locală aici la Tavernaki. Tavernaki, aici în Grecia. Atacăm? Acela este proprietarul.